Bună seara tuturor! Un live de urgență față de tot ceea ce am fost anunțați astăzi în Parlamentul României. Vă rog frumos, distribuiți peste tot, pentru că este un live de maximă urgență. Ceea ce se întâmplă în Parlamentul României nu s-a întâmplat niciodată în istoria celor 33 de ani de așa zisă democrație. Înainte nici nu poate fi vorba. Să fiți foarte atenți la ceea ce vă spun. Bun, dragilor, până la ora 18:30, când am părăsit Parlamentul României, vreau să vă spun că programul de mâine era următorul: ședință în plenul Senatului, apoi întrebări, interpelări și declarații politice. La ora 19 a avut loc un birou permanent. Și de aceea vă rog frumos, din acest moment, sunați-vă toți prietenii palestinieni și evrei pe care îi aveți, astfel încât să fie pe fază, pentru că este o chestiune care îi privește și pe israelieni și pe palestinieni. Sunați-vă toate cunoștințele din Palestina care trăiesc în România. Și anunțați-i că acest live le este dedicat. Este extrem de important să ascultați ceea ce vă spun, pentru că niciun alt parlament din lume nu a făcut ceea ce va face și de fapt a și inițiat Parlamentul din România, punând România într-o situație pe care n-a avut-o niciodată. Este extrem de grav ceea ce face Parlamentul României, de aceea am intrat în acest moment într-un live de urgență și vă rog din suflet, distribuiți, mai ales pe Facebook, distribuiți și înregistrați acest live, pentru că este posibil să ni-l anuleze, așa cum i-a anulat live-ul de aseară de la Luis Lazarus, pentru că s-au spus lucruri acolo inimaginabile pe care n-a avut nimeni curajul să le spună. Pentru că este extrem de important și grav ceea ce se întâmplă în Parlamentul României. România poate fi implicată într-un conflict pe care am reușit să-l evităm în războiul cu dintre Ucraina și Rusia. Parlamentul României n-a făcut această mișcare nici măcar în cazul Ucrainei, dar o face implicându-se în războiul dintre Israel și Palestina, așa cum nu a făcut-o niciodată. Este extrem de periculos tot ceea ce se întâmplă. Vă rog din suflet, chemați-vă toți prietenii pe care îi aveți, israelieni și palestinieni, ca să înțelegeți ce mișcare mizerabilă a făcut și face Parlamentul României și trebuie oprit de la o asemenea mizerie care ne poate implica într-un război de proporții. Este inimaginabil ceea ce se întâmplă în acest moment, pentru că astă seară în biroul permanent comun al celor două camere s-a hotărât ca mâine de la ora 15 să avem o ședință comună a celor două camere, ședință secretă. Asta a hotărât biroul permanent. Niciodată în istoria Parlamentului nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și vă spun și ce, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu câteva zile, domnul Simonis, în vizita sa în Israel, a menționat că va face o ședință în care va prezenta în Parlamentul României imagini cu dezastrul din Israel și cu victimele din Israel. Eu înțeleg că acolo există victime, dar există mult mai multe victime în Palestina. Întotdeauna
românii s-au poziționat neutri față de această situație. Ceaușescu a fost cel care a reușit să adune la masa tratativelor Israelul și Palestina și am reușit ca din totdeauna să ne păstrăm poziția neutră, însă în Parlamentul României există un deputat numit Wexler, cel care instigă evrei împotriva românilor și încearcă să creeze poziții de antisemitism, deși nu există, mână în mână cu Institutul Elie Wiesel, iar situația de mâine va fi următoarea. Se va face această ședință, urmează să ni se prezinte, nu are voie presa absolut deloc. Noi parlamentarii suntem avertizați că nu avem voie să filmăm, să înregistrăm, care o fi sancțiunea, nu știu, o să vedem care o fi sancțiunea. Se vor afișa filmele cu ororile petrecute în Israel din cauza Hamas, dar nu o să vedem ororile petrecute în Palestina produse de Israel, pentru că așa vrea domnul Simoni, să ne poziționăm doar de o singură parte. Iar domnul deputat Wexler a solicitat ca noi, deputații și senatorii, să votăm un memorandum de susținere nemișlocită a Israelului și să ne poziționăm de partea Israelului în conflictul israeliano-palestinian, ceea ce încalcă absolut întreaga politică și istorie a României, putând să provoace efectiv grave prejudicii poporului român, pentru că aici avem și locuitori israelieni, avem și locuitori palestinieni. Știm foarte bine relațiile pe care le are și le-a avut România încă de pe vremea lui Ceaușescu, atât cu Israelul cât și cu Palestina. Suntem statul care în 1988 a recunoscut Palestina și în acest context tare aș vrea să știu ce se va întâmpla mâine, când evident nu mi se va da cuvântul, pentru că știm ce se întâmplă în Parlamentul României. Cuvântul meu nu va fi decât neutralitate pentru România, pacea de la București, care văd că este mai actual decât la data de 28 februarie 2022, când am inițiat primul astfel de mers internațional cu privire la pace. Și vreau să vă spun că în acest moment România este pusă de domnul Wexler să-și aleagă poziția exclusivă față de Israel, ceea ce înseamnă că ne poziționăm contra Palestinei, ceea ce nu este nici normal, nici politic, nici diplomatic, absolut nimic. Suntem singura țară din lume care adoptă o astfel de poziție. Este extrem de grav și în acest moment îl invit pe domnul profesor de istorie, domnul istoricul nostru renumit, domnul profesor Corvin Lupu, cu care am vorbit și mulțumesc din suflet că a intrat foarte repede. I-am spus că este un live de urgență, pentru că și eu am aflat în acest moment ceea ce se întâmplă. Dânsul a predat istoria inclusiv la școala SRI, nu mai predă, în acest moment a fost cadru universitar, dar scrie cărți și spune adevărul oriunde este chemat să-l spună. Cred că este unul dintre cei mai curajoși istorici pe care mai are România și vă mulțumim din suflet, domnule profesor. Ia Romana. Ați fost în backstage și ați auzit ceea ce am menționat. O să-l introduc și pe domnul Manega. Vă salut pe toți. Care, da, certitudinea noastră. O să te rog, Miron, să-l ascultăm. Acum a venit din tipografie. O să te rog frumos, Miron, să-l ascultăm pe domnul profesor Corvin Lupu. Nu știu dacă ai auzit, două secunde, domn profesor, să-i explic și lui Miron că era în mașină. Astăzi seara la ora 18:30 am fost anunțată că va fi un birou permanent al celor două camere. A fost la ora 19 birou permanent al celor două camere. Și s-a hotărât ca mâine de la ora 15, cele două camere ale Parlamentului României să facă o ședință secretă a senatorilor și deputaților, în care să se prezinte filmări din dezastru produs de Hamas în Israel.
bineînțeles la solicitarea domnului Wexler, care solicită ca România să voteze un memorandum de poziționare exclusiv de sprijin a Israelului în acest conflict, iar Parlamentul României va fi nevoit să treacă de neutralitatea pe care noi o avem încă de pe vremea lui Ceaușescu. Și cred că o să ne spună domn profesor cum Ceaușescu a fost singurul care a reușit să aducă la masa tratativelor două părți care nu au reușit niciodată să se înțeleagă până la Ceaușescu. Și vă întreb, cum a fost posibil pe vremea lui Ceaușescu acea dictatură care este invocată de toți acești politruci să avem o politică externă și diplomatică extrem de bună pentru poporul român, de a ne afla într-o neutralitate și de a ne înțelege cu absolut toată lumea și de a putea să fim printre țările cele mai importante care jucau important la nivel internațional, da? Eram o putere, haideți să recunoaștem că eram o putere, de aceea a și fost mazilit Ceaușescu, eram una dintre marile puteri ale lumii, deși din față de celelalte țări suntem mult mai mici ca suprafață și ca populație. Din punct de vedere diplomatic am fost. Dar din punct de vedere diplomatic am fost una dintre cele mai mari puteri. Vă rog frumos, domnule profesor Corvin Lupu, având în vedere ceea ce am spus, vă rog frumos să vă exprimați și dumneavoastră. Eu am un scurt comentariu și chiar în calitate de cetățean vă rog să transmiteți aceste gânduri ale celor care au aceeași părere cu mine. Parlamentul României este format din aleși ai poporului. Parlamentul României nu poate să țină ședințele în secret. Acolo sunt niște trimiși ai poporului care trebuie să informeze, să raporteze poporului ceea ce se vorbește și ceea ce se hotărăște. Nu se poate reprezenta poporul român în ședințe secrete. Aia este exclus, nu se poate. Faptul că guvernanții noștri pe la spatele poporului fac înțelegeri care sunt de multe ori împotriva poporului român și s-a dovedit acest lucru de atâtea ori, și când s-a înstrăinat baza materială a poporului român, și când s-a lichidat economia României, și când s-au făcut alte lucruri, când s-au adoptat legi în sistemul adoptării tacite și în multe alte împrejurări. Deci asta ar fi o chestiune de fond. Ședința aceasta nu poate să fie, n-ar trebui să poată fi secretă. Și dacă birourile permanente au hotărât să fie secretă, hotărârea lor nu știu cât este de conformă regulamentului de funcționare a celor două camere. Trebuie văzut acolo juriștii și doamna senator este un jurist recunoscut. Nu, se poate vota doar în plenul comun de către noi, da, în niciun caz, deci chiar sunt acum pe regulamentul ședințelor, articolul ședința secretă. Asta e o primă. Articolul 31. Ședințele comune ale celor două camere sunt publice în afara cazurilor în care la cererea președintelui care conduce ședința sau unui grup parlamentar se hotărăște cu cel puțin jumătate plus unul din voturile deputaților senatorilor prezenți ca acestea să fie secrete. Acum, încă o chestiune de fond. Telespectatorii noștri știu un lucru. De curând, la Organizația Națiunilor Unite s-a dezbătut problema conflictului palestiniano-izraelian și a existat acolo un vot în plen. România s-a abținut, adică abținându-se a fost neutră. Așa au hotărât analiștii care au hotărât și structura de externe, cei care fac sintezele și rapoartele de sinteză pentru președinție, pentru Ministerul de Externe, pentru diplomația noastră. Nu e un secret faptul că aceste laboratoare sunt în cadrul Serviciului de Informații Externe. Acolo, domnul
director Gabi Vlase a înaintat un raport și s-a hotărât ca România să fie neutră. Acest lucru a deranjat pe unii evrei, mai ales pe șefii evrei de la noi, care și-au dovedit antiromânismul în repetate rânduri. Nu are rost, că dacă mă apuc acum să vi le înșir, blocăm emisiunea. De la dânsii nu aștept la nimic bun pentru români. Ei vor acum, cu mâna dumneavoastră, a parlamentarilor României, să anuleze votul de abținere care a fost în Organizația Națiunilor Unite, să spună că poporul român e suveran, dumneavoastră reprezentați poporul român și, ca urmare, să împingă România din poziția aceasta de neutralitate față de acest conflict, care nu e conflictul nostru. Situația e dramatică. Este un război de ambele părți, se luptă de sute și sute de ani. Singurul moment în care s-au putut așeza la masă și au încheiat pacea, s-a încheiat o pace, aceea a mijlocit-o Nicolae Ceaușescu și istoricul american Larry Watts a spus la televiziunea română în direct, împreună cu domnul general Troncot au făcut o emisiune în care Larry Watts a spus că după acest eveniment, Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut ambasadelor americane din centrul și estul Europei să facă lobby pentru ca lui Ceaușescu să-i se da premiul Nobel pentru pace. Wow. Asta a afirmat Larry Watts, care era atunci, la data când vorbea, era președintele Comisiei de Reformare a Serviciilor Secrete din România. Deci era omul care, cred că nu mai e un secret pentru nimeni, că americanii conduc serviciile noastre secrete, nu le conduc ai noștri. Corect. Americanii sau Mossadul? Păi Mossadul îi conduce pe american, nu? Sau cum e? Am înțeles. Ei, în această situație, vreau să vă spun că atunci, ca să duc la capăt ideea, doamna Rodica Culcer, care era director la știri la TVR, l-a cenzurat pe domnul Larry Watts. Dar Larry Watts a văzut emisiunea cenzurată în reluare și a dat un ordin sec ca doamna Rodica Culcer să fie dat afară. Și a fost dat afară nu numai din funcția de director, a fost dat afară de tot din televiziune. Pentru că a cenzurat această știre. Ei, la ora aceea, România a fost acceptată și respectată de ambele părți și aici nu-i vorba numai de două părți. Aici nu vorbim numai de Israel și de palestinieni, de Hamas. Aici vorbim de aliații Israelului de o parte și aliații palestinienilor de cealaltă parte. Deci România își asumă adversitatea tuturor aliaților Palestinei, ca să sunt mulți mari și ar fi o greșeală diplomatică foarte mare care ar putea afecta relațiile noastre cu partenerii palestinienilor, cu aliații Palestinei pe termen mediu și lung. Aici nu ne putem juca. Apoi, ar fi o chestiune pe care Parlamentul nu are voie să o facă. Să vină acum Parlamentul și să anuleze opoziția României care a fost deja prezentată public la Organizația Națiunilor Unite. În chestiunea aceasta noi ne-am pronunțat prin abținere. Ce să venim acum să ne anulăm propriul vot? Ce e asta? Ce atitudine e asta? Acum, desigur, eu vorbesc în baza informațiilor pe care mi le-a dat doamna senator Diana Șoșoacă. Eu nu sunt în București acum și nu sunt în contact cu oamenii care se pricep mai bine ca mine la informații și nu știu mai multe, dar o să știm și o să le aflăm în curând. Dar
cred că nu li se spune totul, nici parlamentarilor. Îi aduce și pune în fapt unui fapt împlinit. Corect. Și de aceea, doamna senator, trebuie să faceți ceva, măcar câțiva oameni, dacă sunteți, să nu fiți chiar numai dumneavoastră singură, 1, 2, 3 oameni mai de bună credință din Parlament, să vă ridicați, să spuneți, domnule, nu poate fi secret în primul rând. Chiar dacă imaginile nu trebuie date, să zicem, pentru că ei ce fac? Au făcut un film lacrimogen care s-a dat peste tot, a plâns toată lumea la el, dar dumneavoastră, nu acel film, acel film poate să fie dat circuit mai pentru parlamentar. Deci dumneavoastră nu prezentați poporului român filmul. Eu nu știu cât interesează pe ei să vadă niște crime. Problema este discuția. Aia nu poate fi. Discuția din Parlament nu poate fi secretă. Filmul poate fi secret. Pentru că evreii ce spun? Dom'le, am văzut filmul, e îngrozitor, e fantastic, orori. O femeie spune, am vomitat toată noaptea după ce am văzut filmul și nu știu ce. Bun, filmul nu poate fi dat. Ei spun nu poate fi dat și trebuie ținut secret pentru că este prea îngrozitor și șochează opinia publică. Dar este ceva inacceptabil. Dar să știți că și regulamentul este făcut de ei și mi se pare inacceptabil ca un regulament să adauge la lege ceea ce nu este permis. În fond și la urma urmei noi reprezentăm românii în Parlament și suveranitatea poporului român. Ori în acest context nimeni nu cere părerea nimănui. Ne trezim cu scrisori de la domnul Wexler către biroul permanent al Senatului și al Camerei de Deputaților. E un obraznic. Extrem de obraznic. Vreau să vă spun că atunci când s-a votat inițiativa mea legislativă lege împotriva antiromânismului, a stat în plenul Senatului și s-a asigurat că toți senatorii vor vota împotrivă. Deci a stat efectiv acolo, pentru cine nu știe, domnul Vexel este reprezentantul evreilor în Parlamentul României. Bine că nu sunt și ei reprezentați ca UDMR-ul. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că mai este un act de înaltă trădare petrecut astăzi în Parlamentul României, pentru că s-a mai votat o lege cu privire la consorțiu administrativ, o entitate suprastatală, deci deasupra primăriilor și consiliilor locale și județene, alte locuri de muncă, dar care fac trecerea pas cu pas către regionalizarea solicitată de către UDMR. Atenție că avem o lege a urbanismului și a cadastrului. Am fost singura care în iunie, când a trecut legea cadastrului, am luat atitudine și din nebună nu m-au scos, că ce prostii vorbesc. Este vorba de, prin asta urbanismului se intră în legalitate toate ilegalitățile, iar prin cea a cadastrului se vor legaliza și mai mult se vor regionaliza. Și acum vine consorțiul administrativ, care, bineînțeles că a luat cuvântul de mereu prin Cechia Atila și a menționat că este din PNRR și că sunt obligați de către Uniunea Europeană, de parcă Uniunea Europeană poate să mă oblige pe mine ceva. Toate acestea, atenție, vin efectiv una după alta și se renunță efectiv la suveranitatea României. Și vă întreb, la ce mai trebuie să mai ai un parlament, acum are 466 de parlamentari, dacă un birou permanent fixează o ședință secretă, un parlamentar face o solicitare și la solicitarea acestuia, pentru că este evreu, România se repoziționează, renunță la statutul de stat neutru, da? Eu fac un apel la toți românii de aici. Vă rog din tot sufletul, umpleți mail-urile Camerei Deputaților și Senatului. Uite, o să intru eu acum și o să caut să vă dau adresa. Și scrieți, vă rog frumos, pentru mâine, pentru ședința de mâine, că nu sunteți de acord cu poziționarea României față de una dintre părți,
că noi condamnăm toate crimele de o parte și de alta petrecute, da? Și că nu e normal să moară nici evrei și nici palestinieni și nu e normal. Bun, Hamasul a făcut odată un atentat, dar după aceea Israelul, păi avem o lună și ceva de când Israelul dă în Palestina până crapă, da? Sunt peste 20.000 de morți. În urmă câteva zile a apărut un articol în care s-a menționat că Israelul a revenit asupra numărului de morți. Nu mai sunt 2200, erau 1400 și de la 1400 au scăzut la 1200, că 200 erau Hamas. Păi da, de unde știți? Păi dacă, domn profesor, la ce trupe antrenate are Israelul? Nu putea să trimită o trupă de asta de comandă să îi anuleze pe cei din Hamas? Haideți să fim serioși, da? Acolo este un război de, nu de zeci de ani, e de sute de ani, da? Despre ce vorbim, așa, și acum este folosit pentru diferite puteri din lumea asta care își văd interesele. Mai mult, știți că există acum, eu am intrat în posesia uneia dintre opțiuni, spuneau așa, nu știu dacă se va merge pe ideea asta, dar era una dintre negocieri. Palestina, atunci când ieșise atâta lume în stradă, în toată Europa și în toată lumea, Palestina să preia o treime din Israel, astfel încât să-și extindă teritoriul, iar Israel, după ce a atacat Siria, da? Să preia o treime din Siria, astfel încât cumva să se compenseze. Văd că de atunci nu prea i-a mai interesat să termine acest război. Evident că războiul aduce bani la buget pentru că se produce armament, iar industria de apărare este singura care mai menține bugetul Statelor Unite ale Americii în picioare. Că știm cât de falimentar este bugetul Statelor Unite ale Americii. Are nu știu câte triliarde de dolari, da? Datorii. O datorie care nu va mai putea fi vreodată plătită, să fim serioși, da? În acest context în care, și tare mie, domnule profesor și dragă Miron Manega, că toate sunt în mare legătură cu falimentul în care a picat România și cu toate dispozițiile care ne vin în plic de la FMI și Banca Mondială, au început să curgă efectiv inițiativele legislative în Parlament, în care se începe cu, având în vedere opinia FMI sau a Băncii Mondiale, suntem nevoiți să. Deci așa încep toate. Și am impresia că prețul pentru a mai putea supraviețui și a nu ajunge în cazul Greciei, care ți-a ne aducem aminte cum și-a fost nevoită să-și vândă insulele, și aduceți-vă aminte că tot atunci au fost acele inițiative de limitare a cash-ului, iar de la bănci nu mai puteai să scoți decât 50 de euro pe zi, atenție, și la un moment dat n-a mai fost cash în bancomate în Grecia, în urmă cu cât a fost? 10-15 ani, da? Da, așa este. Exact. Cumva există o legătură, pentru că și atenție. Această solicitare a lui Wexler a venit după ce în urmă cu câteva zile domnul Alfred Simonis a efectuat o vizită în Israel, unde la unul dintre ce etnie are domnul Simonis, doamna? Evreu. Evreu. Așa. Și am și menționat într-un chiar întâmplător m-am aflat la televizor când l-am auzit că a spus că imediat cum va veni în România va face o ședință a celor două camere pentru a prezenta imaginile pe care le-a filmat în Israel. Dar de aici până la și bineînțeles că probabil asta i s-a și cerut din Israel, imediat Wexler, care a primit comanda, a făcut această solicitare și, atenție, solicitarea a fost depusă la birourile comune, birou permanent comun, la ora 18. La 18.30 noi ieșeam din plenul Senatului, Câmpeanu nu știa nimic, în schimb știa doamna, cum o cheamă, fosta manechină, nu manechină, nu, aia care număra prost parlamentarii. Roberta Anastase. Așa, Roberta Anastase, că am plecat cu toții și a zis, zice, da, cred că este în legătură cu o scrisoare a lui Wexler, deci ea știa.
Câmpeanu nu știa. Și ce, dar nu știam că am vreun BP. Evident că imediat m-am întins tentaculele peste tot prin parlamentul ăla. Cei de la Camera Deputaților habar nu aveau. I-am sesizat eu pe Independenți prin Ciprian Ciubuc și le-am spus, vedeți ce se întâmplă acolo. Și bineînțeles că mă uit pe mail-ul de la Senat și văd că sunt anunțată că mâine de la ora 15 avem ședință comună secretă. Evident că pe sursele mele am aflat ce scrisoare a depus Wexler. Nu pot să o fac publică, dar vă pot spune exact ceea ce scria acolo. Eu am rămas siderată ceea ce putea să spună Wexler și cum s-a admis această ședință secretă într-un birou permanent pe repede înainte. Și spunea acolo că imaginile fiind de un impact emoțional major nu pot fi pentru oricine. Dar evident, noi parlamentarii avem stomacul, de-aia vă spun, noi avem stomacul gros, domne, noi putem să rezistăm, nu e problemă. Poporul român nu poate rezista, dar noi parlamentarii rezistăm. Vă dați seama ce inepție? Stați așa și mai e ceva. Vine și președintele Knessetului, președintele Parlamentului. Deci, ca să vă impresioneze. Da, era să zic eu ce mi s-a umplut de lacrimi, mă scuzați, conform românilor. Deci, eu de aceea spun, domnule profesor, nu cred că a fost organizat de pe o zi pe alta, cred că a fost totul pus la cale în momentul în care a fost Simonis acolo, pentru că nu poți la ora 18. Eu cred că nu atunci. Eu cred că Simonis a fost chemat să ia lumină de la Tel Aviv. Deși nu e Paștele. Eu cred că s-au încălcat ceva solicitări când s-a votat, când s-a dat votul de abținere. Acolo niște oameni n-au respectat niște solicitări evreiești. Și acum se caută anularea acelui vot de abținere al României de la ONU. Și numai dumneavoastră, Parlamentul, o puteți face că reprezentați poporul. Și așa ar trebui să reprezentăm poporul. Dumneavoastră, se scoate castanele mâine, când președintele e pe la safari, prin plimbări prin Africa, prin locuri unde n-are absolut nicio treabă, noi nu mai reprezentăm nimic. Africa în întregimea ei a trecut de partea Rusiei și a Chinei, n-are treabă cu colonialiștii din Uniunea Europeană și din Statele Unite care i-au jefuit sute de ani, nu mai vor să audă de ei. L-au primit frumos pe Iohannis, vin câte 20 de inși și fac câte un dans din ăla în față. Domnul profesor, de ce a fost Iohannis în Tanzania și Kenya? Păi n-a fost niciodată pe acolo, vrea să le viziteze și el să... Oare nu e pentru că a fost trimis, având în vedere că Rusia a cooptat absolut toate statele africane și odată cu acapararea și de către BRICS, cumva să l-a fost trimis, că ăsta nu se duce singur, a fost trimis. Dar cine îl ascultă pe Iohannis și cine îl bagă în seamă? Nu, chiar e posibil să fie avut de transmis anumite mesaje. Și dacă a avut de transmis, mai ales în Kenya, da? Kenya și-a ales drumul. Corect. Păi România nu mai poate oferi nimic țărilor arabe. România nu mai e în situația țărilor africane. Nu mai este în situația de a face afacere acolo, de a face investiții, cum făceam în trecut, de a câștiga bani de acolo, pentru că nu mai avem nimic. Nu mai avem nimic. Iar noi am fost investitori și în Statele Unite. Am avut o mină. Companiile multinaționale de la noi nu sunt acceptate în Africa. Pentru că sunt companii ale Occidentului, ori africanii au o experiență cumplită cu europenii cât i-au jefuit sute de ani. Nu primesc companii să vină, marile companii care sunt la noi aici, să meargă în Africa pe mâna lui Iohannis. Nici vorbă. Este o plimbare pe banii poporului român, să se simtă bine acolo.
vizitează acum Capul Verde, ce știu eu pe unde. Vă dați seama, toate chestiile exotice ce n-a văzut neam de neamul lui. E un proverb românesc care circulă unde a dus mutul iapa. Circulă pe internet. Auziți că pe YouTube Cristoiu TV este live burtieră, scrie așa: în Argentina am învins Diana Șoșoacă argentinienilor. Chiar astăzi m-a sunat Luis Lazaru și mi-a zis, zice, băi, e unul mai nebun ca tine în Argentina care am învins. Și zice, ăsta se ducea la manifestații cu o din asta, cum se numește, o motocoasă cu pe care crei dădea o drujbă și amenința pe aia că îi le taie gâtul și picioarele și a ieșit președintele Argentinei. Eu încă n-am luat vreo motocoasă sau vreo drujbă, dar cred că... și mi se pare inacceptabil ceea ce au făcut cu... această ședință secretă, n-am înțeles de ce atât de secretă. Și mă rog, am înțeles că va vorbi Ciolacu, va vorbi Ciucă, va vorbi președintele Knessetului. Bine că nu vine și președintele Israelului. Nu știu, probabil că vă vine, parcă mai era și ambasadorul. Da, vine și ambasadorul. Și că vom fi atenționați că să nu avem niciun fel de mijloc de înregistrare pentru că e secret. Păi n-aveți decât să-mi faceți un dosar penal dacă e și că nu avem voie să facem live-uri. Și m-am gândit cu ce să te duci acolo, ca să, cu certitudine. Da. Sunt foarte interesante articolele din certitudine. Eu o să mă duc să le dau și cadou. Da. Din ultim, că tocmai e cald. Mâine apare pe piață, îl vor citi înaintea altora. Am înțeles. Da, este, eu mie mi s-a părut corect în calitate de reprezentant în Parlamentul României să vă aduc la cunoștință imediat ce am aflat acest lucru, pentru că implicațiile și consecințele acestui act al Parlamentului României pot fi de o asemenea manieră încât să atenteze inclusiv la pacea și liniștea poporului român, din punctul meu de vedere. Avem foarte mulți evrei, avem și foarte mulți palestinieni. Am văzut la mitingurile de pro-Palestina câți palestinieni au participat, câți români sunt alături de ei, ceea ce n-am prea văzut la mitingurile izraelienilor, evreilor, decât pe domnul Simion, care s-a dus acolo să susțină Israelul. Probabil că mâine domnul Simion va avea un cuvânt pe desprijin al Israelului, dar abia aștept să-l ascult. Probabil Simion, a trebuit să schimbe numele, să-și spună domnul Sion. Probabil că de aceea este ședința secretă, să nu fie auzit Simion cum pupă undeva Israelul. Atenție, eu n-am nimica cu Israelul, n-am nimica cu evreii, dar nu mi se pare corect ca cineva, un popor, un stat, să intervină în politica internă a altui stat. Este și Asta e o chestiune de politică externă a României, corect, care nu are voie să o influențeze un om ca Wexler sau corect, ca celălalt, ca Florian sau alții de la Wiesel sau ce, conclavul lor. Nu există reacție, domnule profesor, dacă nu există reacție. E o problemă. Pe asta spun. Vedeți, acum ar trebui să fie aici președintele României care să spună, bă, fraților, stați un pic, ce votați voi acolo? Voi votați să contrați hotărârea pe care am luat-o noi, pentru că CSAT-ul a discutat problemele este. E la girafe în Tanzania. Înainte de adunarea generală a ONU. S-au discutat aceste lucruri. S-a hotărât în acest fel, chit că n-a convenit multora de pe eșichier, dar cei care au propus acolo abținerea României au fost cei mai influenți și ei au decis. Din spate au influențat și doamna Odobescu a plecat acolo cu mandatul să se abțină și s-a abținut.
Și acum veniți dumneavoastră să anulați linia pe care a stabilit-o statul român. Eu zic să desfințăm parlamentul. Interinstituțional, aici e un conflict de interese interinstituțional pe care doar președintele trebuie, dar el se plimbă, umblă cu... La girafe, ce vreți? Dar nici acum nu s-a întors ăsta? Nu s-a întors. Nu s-a întors și nici mâine nu se întoarce. Mai stă vreo două zile. De-aia... Am spus eu. Probabil că poate că nici nu-i întâmplătoare ședința pusă mâine. Au hotărât să o facă așa în lipsă. Și poate ca să-l menajeze pe Klaus. El să spună, domne, n-am fost aici, ăștia au făcut treaba, nu mai pot influența și așa mai departe. Normal trebuie să fie aici să spună, nu domne, noi ne-am pronunțat deja, e tardiv și asta este atributul meu de președinte care sunt răspunzător de politica externă a țării. Ce să mai zic? Așa ar trebui să fie. Miron, părerea mea, bănuiesc că vrei să-mi cer părerea. Da. Da, părerea mea e că nu se va putea face nimic în România de sus în jos. La nivel instituțional, nu cred că se mai poate face ceva. Nu se poate face decât de jos în sus. Dar jos nu mai e nimeni. Așa că, domn profesor, văd că Miron a rămas... Cred că a pierdut semnalul. Da, poate a fost blocat. Poate că ar trebui să încerce să iasă și să mai intre o dată. Eu am spus câteva idei pe care eu le consider foarte importante. Nu știu dacă dumneavoastră veți reuși să le transmiteți sălii, respectiv plenului, celor două camere. Încercați să vă apelați și la alții, că poate pe dumneavoastră vă blochează, pe alții nu-i blochează. Nu, pe niciunul nu lasă în afară de mine. Deci, domn profesor, rămâne ca mâine să vedem ceea ce se va întâmpla. Dacă vom reuși să... Nu știu, dar să oprim. Nu cred că se va reuși oprirea. Am înțeles că va exista și un vot, ceea ce înseamnă că va trebui să existe un memorandum pe care îl va citi domnul Wexler și pe care Parlamentul va trebui să arate două secunde. Da. Și Parlamentul va trebui să voteze la solicitarea lui Wexler și a conducerii Parlamentului. Și dacă era domnul președinte, credeți-mă că nu se întâmpla absolut nimic. Iohannis nu a venit în Parlamentul României în plenul Camerelor Reunite niciodată în această legislatură, menționând că lui nu-i fac plăcere astfel de întâlniri. În schimb, a fost la întâlnirea cu femeile parlamentari, la care eu am avut interdicție de a intra în Senat, ca să înțelegeți ce se poate întâmpla atunci când a venit Maia Sandu. Deci despre ce vorbim? Deci cumva oamenii trebuie să trimită aceste reacții ale lor. Noi trebuie să ne păstrăm neutralitatea. Trebuie să mergem pe aceeași linie pe care România a mers. Altfel, din punctul meu de vedere, România nu va fi bine. Asta este părerea mea. Și sper ca mâine să fie mai mulți parlamentari care să aibă ceva inteligență și ceva cunoștință, astfel ca să înțeleagă că nu ar trebui să voteze un astfel de memorandum. Da. Vă mulțumesc din suflet. Ne oprim aici. Cu drag. Eu cred că e suficient ce am transmis telespectatorilor noștri să știe lumea, pentru că se întâmplă lucruri groaznice și eu mă tem că și anul viitor
vor veni ca fraierii și se vor lăsa prea mulți români din nou manipulați și se vor duce și se vor îndrepta spre cauzele pierdute pe care le-am experimentat, cu eșecuri care fac ca România să meargă înainte, că toată omenirea merge înainte, dar unii merg urcând, unii merg la orizontale, iar alții merg înainte coborând. Noi, România, mergem înainte coborând, continuu. Da. Eu vă spun bună seara și mulțumesc celor care m-au ascultat. Vă mulțumesc din suflet, domnule profesor. Rămâne mâine să vedem ce se va întâmpla în plenul camerelor reunite. La revedere. Vă pup, Doamne ajută. Bun, am rămas împreună. Dragilor, se pare că Miron Manega a fost scos afară. Nu am cum să vă lupt ca să fac cât mai multe secții de votare, pentru că nu ține de mine, nu am majoritate în Parlament, nu am majoritate și nu sunt nici Ministerul de Externe. Va trebui să veniți toți în România pentru a vota, ăsta este adevărul. Așa că nu mă pricep să fac sondaje, nu mă puneți în chestii de genul ăsta, nu mă pricep, pur și simplu. Primele alegeri le avem pe 9 iunie 2024, sunt alegerile europarlamentare și sunt extrem de importante, pentru că dacă vom avea un procent foarte mare, șansele de a câștiga alegerile în toamnă sunt imense. Ține de voi toți să veniți la vot. Gândiți-vă că cei din diaspora sunteți în jur de 5 sau 6 milioane cu drept de vot, dintr-un total de 10 milioane de români aflați în afara granițelor țării și întotdeauna ați votat în jur de 220.000, adică aproape nimic. Singura dată când au avut nevoie de voi mai mult a fost, de fapt, două dăți, Băsescu și Iohannis, când v-au făcut mai multe secții de votare în extern, însă acum ei știu că voi sunteți foarte mulți în diaspora care țineți cu SOS România și cu Diana Șoșoacă, nu vor avea niciun interes să vă facă secții de votare. Eu nu pot să fac aceste secții de votare, sunt un singur parlamentar și ăștia nu au interes să facă, plus că ce să vedeți, până la anul o să vi se facă rău, vorba unei colege parlamentar, o să avem nevoie de foarte multe lămâi ca să ne treacă greața în Parlamentul în Parlamentul României. Deci urmează mâine o zi grea. Pe lângă întrebări, interpelări și declarații politice, avem o ședință, doar nu vă puteți închipui că o să ia cineva la bătaie acolo sau ceva de genul ăsta, nu. Se va merge foarte clar pe discuții, pe procedură și pe regulament, pentru că este inacceptabil ceea ce se întâmplă și să treci peste neutralitate. Mâine vom avea și documentul respectiv afișat. Problema este... Eu nu am ornis, deci nu știu ce secrete vor ei. Eu nu sunt de acord cu ședințele secrete. Eu mi-am făcut public inclusiv votul care era secret. Ați văzut că întotdeauna fac live-uri și arăt votul pe care l-am, pentru că eu n-am fost trimisă de voi acolo ca să am secrete față de voi. Cu tot respectul pentru Parlament, un Parlament care nu merită niciun pic de respect la ceea ce vrea să facă. Deci, bun. Dragilor, mulțumesc frumos pentru că a stat alături de mine, de Miron Manega și de profesorul Corvin Lupu. Vă voi aduce la cunoștință ceea ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă mâine în plen. Vom discuta, vă voi transmite dacă se poate de acolo. Dacă nu,
Zice, când ședințele sunt secrete, așteptați-vă la rău. Păi am spus ce este. Oricum sunt singura care v-am făcut cunoscut conținutul scrisorii lui Wexler. Vedeți, se mai întâmplă să existe și informații astfel încât poporul român să fie în cunoștință de cauză. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și credeți-mă, vă voi reprezenta cu demnitate și onoare în Parlamentul României. Voi încerca să opresc orice act de anulare a neutralității României, pentru că România a fost întotdeauna, a reușit cumva să se mențină prietenă cu toată lumea. Din păcate, ce avem acum este inimaginabil, oricum această ședință este unică la nivel mondial. Nici o altă țară din lume nu a acceptat un asemenea act de înaltă trădare. Poziționarea noastră față de una dintre părți înseamnă a te dușmăni cu ceilalți. Noi nu ne-am dușmănit cu nimeni, dar domnul Wexler, care este deputat în Parlamentul României, face tot ce vrea și, din păcate, ceilalți deputați și senatori care nu au coloană vertebrală nu fac față unui astfel de delir de grandoare pe care l-au reprezentanții evrei în Parlamentul României. Cu tot respectul, trebuie să spun, și cu toată poziția noastră neutră, România nu va fi niciodată de acord cu crimele împotriva umanității, cu genocidul. Oameni buni, deci acum, cred că vineri seară, este... uite că a revenit Miron Manega. Miron, eram pe cale să închei. Te rog frumos. Da. Mi s-a închis, mie s-a bușit calculatorul, am intrat pe telefon acum. Ce să spun? Întreabă-mă ca să răspund. Bun, eu mi-am încheiat pledoaria cu ce va fi mâine. Vreau să le spun oamenilor că nu va fi nici bătaie, nici nimic, cum nu a fost nici la Zelenski. Nici nu poți să dai oamenii afară din Parlament, da? Eu aș fi vrut să am și o discuție cu Zelenski, el s-a oprit, dar SPP-ul lui l-a împins să meargă mai departe. Însă ceea ce se va întâmpla mâine, dacă Parlamentul României va vota un astfel de act în care să se poziționeze de o parte sau de alta, este un act de trădare și de anulare a neutralității României. Și totuși trebuie menționat că România niciodată nu a sprijinit actele de crimele împotriva umanității sau genocidul. Pot să înțeleg supărarea Israelului că a fost atacat de Hamas și a omorât oameni, dar nu pot să înțeleg că de peste o lună și jumătate aproape Israelul bombardează continuu Palestina. Vă îmbrățișez cu toată dragostea. Mulțumesc din suflet Miron Manega, mulțumesc și domnului profesor Corvin Lupu. Doamne, ajută tuturor, rugați-vă pentru România și pentru noi românii și pentru pace în lume. Mulțumesc frumos! Doamne ajută!